Un individ de 28 de ani a intrat în armată într-un casino din Timișoara, unde a cerut toți banii sub amenințarea unei macete. Sub privirile îngrozite ale oamenilor, un angajat a reușit să-și păstreze calmul și să apese butonul de panică. Într-un final, individul a ieșit în fugă din local, înainte să ajungă forțele de ordine. Însă polițiștii au reușit să-l identifice și sunt pe urmele lui.